accesibilă, tocmai din cauza faptului că ea a fost lansată în 2012 și a fost un mare bluf. Încă de la bun început am susținut că la acel moment proiectul municipal de pediatrie în clădirea care a fost dat în administrare de către o companie importantă din România nu este fezabilă, pentru că nu ai cum să amenajezi un spital de pediatrie într-o clădire de birouri. A fost o utopie încă de la bun început și ceea ce eu am spus s-a confirmat ulterior, în ciuda insistențelor unora de a miza pe acest proiect, lamentabil din păcate. Cred că vis-a-vis de această componentă pot fi făcute două discuții. Pe de o parte, reabilitarea spitalului de pediatrie, poate chiar analizarea în ceea ce privește înălțarea sa, totuși spațiul de care dispune este unul insuficient, sau construcția unui spital nou într-o zonă limitrofă. Dar acest lucru poate fi văzut doar la acel moment, în funcție de oportunitățile de finanțare europeană. Eu cred că, așa cum și stadionul din Ploiești putea fi finanțat din fonduri europene și nu din credit bancar, cu datorarea municipiului și datorarea bugetului local, avem un program de finanțare, iar eu am activat în cadrul unei instituții care funcționează ca organism intermediar pentru acest program de finanțare. Este vorba de Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, care gestionează programul operațional regional Regio, destinat îmbunătățirii infrastructurii urbane. Un stadion de fotbal poate fi finanțat prin acest program, așa cum un spital poate fi tot la fel de bine finanțat. Sigur că se impune acest lucru, dar probabil că la momentul respectiv o să provoc un referendum local vis-a-vis de ceea ce înseamnă consultarea populației și oportunitatea unei astfel de investiții. Dar nu vreau să mă lansez în promisiuni demagogice, pentru că au făcut-o alții și nu vreau să joc același rol de petent promitent. Și ca să vin cu o completare la ceea ce spunea colegul Raul Petrescu, în primul rând, că am studiat și noi presa, am văzut fiecare punctul de vedere vis-a-vis de niște poze ale unui contracandidat. Nu văd un lucru rău în treaba asta, să ne dorim și nu uit sloganul de astă toamnă, vrem o țară ca afară. Și atunci nu e rău să importăm genul acesta de imagini. Singura problemă pe care o avem astăzi și o problemă reală în raport cu realizarea unui astfel de obiectiv este de legislație. Să nu uităm că guvernarea anterioară, condusă de premierul Boc, pentru a pune în aplicare o obligativitate legală, o directivă europeană, a închis spitale în toată țara, nu doar în Prahova, iar în acea directivă este prevăzut cu subiect și predicat câte paturi poate să dețină fiecare județ în parte pe spital de urgență, pe spital de pediatrie. Iar problema reală care ar fi pentru un spital nou la ora actuală ar fi de autorizare de către Ministerul Sănătății să nu depășim acel număr de paturi. E o problemă de legislație pe care o avem și dacă apar corecturile de rigoare în raport cu acea directivă europeană, atunci putem discuta de paturi avem în momentul acesta la pediatrie? Deci vă poate spune, răspunde domnul Raul Petrescu. Oricum știm că suntem la limită. Da, nu știu să vă spun care este numărul. Adică și câte paturi la spitalul municipal? Știu că este unul insuficient, asta e clar. Deci cumulate ele se duc spre 300 de lei. Dar să nu uităm că aceste spitale deservesc și județul Prahova. Sunt foarte mulți din județul Prahova care vin la aceste spitale. Nu deservesc doar municipiul. Exact.